Șansele pentru ca lucrările de construire a sensului giratoriu de la Dedeman să înceapă în această vară cresc considerabil, odată cu preluarea în proprietate și administrarea terenurilor de către primăria Roman. Societatea Dedeman și-a ținut promisiunea și a ajutat la achiziționarea mai multor terenuri necesare pentru construirea sensului giratoriu. Sensul giratoriu ar urma să fie amenajat la intersecția DN285 cu strada Plopilor, terenurile necesare, inclusiv cele private, fiind donate de proprietari în scopul construirii acestui obiectiv, ce are ca principal scop diminuarea accidentelor rutiere. Mă rog, domnul primar. Da, vreau să fac o precizare aici, să vă informez. Este vorba despre un teren pe care noi trebuie să-l achiziționăm pentru partea nord a orașului de la o persoană fizică. Pentru că era mai greu, l-a achiziționat Dedemanul, l-a cumpărat pe banii lor și ne-l donează nouă primăriei municipiului Roman, bineînțeles gratuit fiind donație. Mulțumesc! Investiția s-a născut greu în prima fază, ea fiind propusă a se realiza în parteneriat cu administrația din Cordun, dar aceasta din urmă a refuzat colaborarea, astfel încât soluția a venit din partea cetățenilor și firmelor care dețin în zonă terenuri și care au înțeles importanța acestei investiții. Pe lângă fluidizarea traficului și diminuarea numărului de accidente din zonă, sensul giratoriu va veni și în sprijinul firmei de salubrizare, care va trebui să transporte deșeurile înspre și dinspre stația de transfer construită pe strada Plopilor, lângă Cersanit.